și al Fiului și al Sfântului Duh. Gata este sufletul meu, Dumnezeule, gata este sufletul meu. Preacucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase, am început cuvântul meu cu acest verset din Psalm, pe care prorocul David îl rostește în fața lui Dumnezeu, ca pe un verset care caracterizează întreaga viață a Sfântului proroc Ilie. Astăzi, Biserica lui Hristos, cea drept măritoare, îl prăznuiește pe Sfântul proroc al lui Dumnezeu, Ilie Tesbiteanu. Pe marele râvnitor al adevărului și pe mustrătorul împăraților fără de lege. Sfântul proroc Ilie este om cu adevărat care nu s-a mai văzut pe pământ. Este un om de care Dumnezeu însuși ascultă. De aceea chiar și acatistul și slujbele noastre se minunează și nu știu cum să-l numească. Să-l numească om pământesc sau înger pământesc. Patria acestui mare proroc este țara Galaadului, care se afla de cealaltă parte a Iordanului, care se învecinează cu Arabia și cu cetatea Tesbi, de unde și numele de Tesbiteanu. În timpul în care mama sa l-a născut, tatăl său Soba a văzut niște bărbați îmbrăcați în haine albe, vorbind cu pruncul și învelindu-l în foc și dându-i văpaie de foc să mănânce. Iar tatăl acestuia, spăimântându-se de acea vedenie, a mers în Ierusalim și le-a spus preoților de acolo vedenia sa. Iar unul dintre acei preoți, fiind rânduit de Dumnezeu, preot mai înainte văzător, i-a zis: omule, nu te teme de vedenia aceea pentru pruncul tău, dar să știi că el va fi locașa luminii darului lui Dumnezeu și cuvântul lui va fi ca focul de puternic și de lucrător. Râvna lui către Domnul și viața lui fiind bine plăcută lui Dumnezeu, va judeca pe Israel cu sabie și cu foc. Un semn ca acesta și o mai înainte vestire pentru Sfântul Ilie, chiar la nașterea sa, i-a fost arătată. Adică ce fel de om avea el să devină când va ajunge la vârsta bărbatului desăvârșit. Dacă ne uităm în calendar, noi nu avem niciun sfânt cu cruce roșie în afară de Sfântul Ioan Botezătorul, înainte mergătorul Domnului, și Sfântul proroc Ilie Tesbiteanu. Dintre toți prorocii și sfinții din Vechiul Testament, nu este niciunul în afară de ei. Sfântul Ilie este cinstit în țara noastră cu o foarte mare evlavie, unde avem numai puțin de 150 de mănăstiri și biserici care îi poartă hramul. De asemenea, trebuie să știți că din locurile unde el a trăit, acele locuri, toate sunt locuri de pelerinaj astăzi. Pentru că el a fost prigonit, după cum bine știți, în Tirul Sidonului, a trăit la femeia din Sarepta, în Libanul de astăzi, pe muntele Carmel din Israel și la râul Cherit, unde a fost hrănit de corp.
și în Egipt, în peninsula Sinai, se afla muntele Horeb și Ghilia, unde el a stat și i s-a arătat Dumnezeu în suflarea de vânt. Vremea în care trăiește Sfântul Ilie este una destul de tulburătoare, în care 10 din cele 12 seminții se despartă de regatul lui Iuda și de vechea capitală Ierusalim, alcătuind un regat în Samaria. Regele din acea vreme era Ahab, care și-a luat de soție pe Izabela, fata împăratului Sidonului, care a adus cu sine urăciunea acelei cetăți, adică pe idolul Baal. Acest împărat l-a mâniat cel mai tare pe Dumnezeu, căci a înmulțit foarte mult închinăciunea la idoli. Deci prorocul Ilie a mers înaintea lui Ahab, fiind plin de râvnă, pentru a-l mustra pentru toate fără de legile făcute față de Dumnezeu și de poporul său. Iar aceasta, văzând Ahab, nu i-a ascultat sfaturile. Iar în momentul când Ilie a văzut că sfaturile nu-i sunt ascultate, acesta a adăugat pe lângă vorbe și fapte, pedepsindu-l pe el și întreg poporul său. Iar el a zis: Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, înaintea căruia slujesc eu. În acești ani nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât numai când voi zice eu. Cartea a treia a Regilor, 17:1. Iar acestea zicând, a plecat dinaintea lui Ahab. Dar odată cu cuvântul prorocului, s-a înviat cerul și s-a făcut secetă timp de 3 ani și jumătate. A urmat foamete mare, împlinindu-se prorocia lui Moise, care zicea: Va fi cerul deasupra capului tău de aram și pământul de sub tine de fier. Iar apoi, la porunca Domnului, Ilie a mers la râul Cherit, care se afla în fața Iordanului, acolo unde a băut apă și a fost hrănit de corp cu pâine și carne. Apoi a fost trimis în casa unei femei văduve din Sarepta Sidonului, spre a cunoaște cât de cumplită este foamea și seceta pe pământ și astfel să-i se facă milă față de popor. Prorocul, fiind flămând și însetat, i-a cerut femeii o bucată de pâine și puțină apă. La care femeia i-a răspuns: Viu este Domnul Dumnezeul tău, n-am nici o fărâmă de pâine și numai o mână de făină și un strop de unt de lemn. Și mă duc să le pregătesc pentru mine și fiul meu și apoi să mâncăm și să murim. Iar Ilie a înmulțit pentru o vreme pâinea și unt de lemnul în acea casă, iar apoi s-a îmbolnăvit fiul acelei femei văduve și a murit. Iar Ilie a strigat către Dumnezeu și a zis: Doamne Dumnezeul meu, fă să se întoarcă sufletul acestui copil în el. Și suflând de 3 ori peste copii, l-a înviat și l-a dat mamei sale zicând: Iată, copilul tău este bine. Cartea a treia a Regilor, 17:18. Iar apoi a fost trimis la Ahab să-i spune că Domnul va da ploaie pe pământ. Iar Ahab s-a smerit.
răsărit în fața lui. Ai mult mai târziu, aceștia au urcat pe muntele Carmel, în fața întregului popor. Acolo unde Ilie a poruncit să-i se aducă doi viței, unul să fie jertfit de către închinătorii lui Baal, iar celălalt jertfit de Ilie, adevăratului Dumnezeu. Și peste care dintre ei va reuși să se pocoare foc din cer, peste jertfa sa, aceluia să se închine. Că Dumnezeul care va răspunde cu foc, acela este Dumnezeu. Slujitorii lui Baal se rugau zadarnic idolilor să aprindă jertfa lor. În schimb, Ilie a pus singur pe jertfenii 12 pietre după numărul semințiilor lui Israel, a pus vițelul junghiat și s-a rugat. Iar foc din cer s-a pogorât și a mistuit toate jertfa. Apoi, poporul a prins toți prorocii mincinoși și i-a ucis. Iar Sfântul Ilie a urcat pe munte și rugându-se la Dumnezeu, a deslegat cerurile și îndată vifor mare și ploaie au venit. Izabela, auzind pe Ilie, i-a omorât proroci și s-a numiat tare și căuta să rămână. Iar Ilie a fugit în Iudeea, unde se ruga lui Dumnezeu să-i trimită moarte, ca să nu mai vadă fără de legile făcute de poporul său. Iar după aceea, s-a întors în Samaria, unde l-a uns în locul său proroc pe Elisei și l-a mustrat din nou pe Ahab și Izabela. Apoi, luând pe ucenicul său Elisei, s-a dus în părțile Iordanului, unde a despărțit apa cu cojocul său în două. A trecut de cealaltă parte și a zis lui Elisei, cer de la mine ce să-ți fac înainte de a fi luat de la tine. Duhul care este în tine să fie îndoit în mine, i-a răspuns Elisei. Și pe când vorbea, iată căruța de foc a răpit pe Ilie și l-a ridicat la cer. Iar Elisei, privind, a strigat, Părinte, Părinte, cai și căruțele lui Israel. Elisei, luând cojocul care căzuse de la Ilie, a despărțit Iordanul în două și s-a dus pe muntele Carmel. Ce învățăm noi de la acest sfânt, dragii mei, este că odată ce noi amintim viața cuiva, în momentul acela, acel cineva devine prezent. Iar vorbind despre el, Duhul lui, prezența lui, este între noi. Vorbim cu Dumnezeu în rugăciune. Și simțim că Dumnezeu este acolo, este lângă noi. Iar din această rugăciune, din cuvintele noastre, se naște prezența lui Ilie. Iar prezența lui ce înseamnă? Înseamnă putere și mijlocire în fața lui Dumnezeu. În acatist se spune de multe ori că mai există și pedepsă. Și eu știu din tradiția mea populară, din satul bunicilor mei, că trebuie să te ferească Dumnezeu dacă te duci pe când de Sfântul Ilie. Și multe situații sunt când au murit animale, când au murit chiar oameni care s-au dus pe câmp și n-au respectat porunca lui Dumnezeu.
De aceea, el este un sfânt de care celor necredincioși le este frică, precum lui Ahab și Izabela. Cea mai mare învățătură pe care noi o putem primi de la Sfântul Ilie este aceea de a ne dărui inima cu totul lui Dumnezeu. Dar noi nu știm să ne dăruim inima lui Dumnezeu. O dăruim uneori, o dăruim un sfert, o dăruim jumătate și pățim că Dumnezeu ne trimite uneori oameni care să ne învețe lucrul acesta. De asemenea, pe lângă faptul că datoria noastră de creștini este de a ne dărui cu totul inima lui Dumnezeu, este legat de ceea ce face El în vremea Lui. Acesta l-a legat pe Ahab, care este căsătorit cu Izabela, o regină care nu era iudeică și care avea evlav ierarhi dumnezei străini. Adică, părăsirea cinstirii lui Dumnezeu. Și vedem râvna prorocului pentru poruncile lui Dumnezeu. Aceasta este încă o mare învățătură pe care noi o putem primi de la Sfântul Ilie. Pentru că, după cum spune Sfântul Diadoc al Foniceii, Hristos este ascuns în poruncile Lui. Noi poate că de multe ori privim poruncile ca pe ceva formal. Dar Hristos este ascuns în El. Ele sunt spații prin care Dumnezeu se descoperă nouă. Intrând în spațiul poruncii lui Dumnezeu, viața ta devine o minune, ca și viața lui Ilie. Vedeți cu toții ce încălcau contemporanii lui Ilie. Prima poruncă a Decalogului. Nu se mai închinau lui Dumnezeu. Cu acestea, dragii mei, v-am făcut cunoscută taina învățării vieții noastre la fericire. Arătându-vă prin ce mijloc putem dobândi Duhul îndoit al profetului Ilie, care a biruit toate prin puterea lui Dumnezeu. Să facem, prin urmare, rugăciuni de cerere către profetul Ilie, cu sufletul plin de credință și va fi nouă după cererea noastră, în această sfințită zi de sărbătoare, să ne înălțăm gândurile și sufletele noastre în rugăciune către acest mare profet al lui Dumnezeu și vom ajunge ca și viața noastră să o înălțăm pe aceeași fund de viață ca și a prorocului Ilie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și a Pruncipurului și în vecii vecilor. Amin.